Actalent nu este singur. El ar fi într-o relație cu fiica unui politician român. Actalent s-a bucurat de fiecare dată de succes atunci când a scos piese noi. Cea mai recentă colaborare a traperului a rupt toate topurile din YouTube-ul românesc. Piesa Regii României în colaborare cu Dan Mocanu ocupă în continuare locul 1 în trending, cu 6,5 milioane de vizualizări în doar 4 zile. Dacă pe plan profesional stă bine, de-a lungul timpului au existat multe întrebări cu privire la iubitele lui Actalent. Acum, se zvonește că Actalent s-ar fi cuplat cu fiica unui politician de renume care ar fi ocupat și funcția de secretar de stat. Tatăl fetei este membru al Partidului Social Democrat. Relației lui Actalent cu tânăra care abia a împlinit vârsta de 18 ani ar fi una destul de discretă, ținută departe de ochii curioșilor. Se pare că noua iubită a lui Actalent încearcă să țină relația cât mai departe și de propria familie. Piesa lui Actalent cu Dan Mocanu, criticată de artiștii din România, deși piesa Regii României este în continuare cea mai ascultată în momentul actual în România. Mulți artiști au avut numai cuvinte negative la adresa acestei colaborări. Eu zic că România nu mai are cum să meargă în sus. Educația ne-a adus aici. Politicieni au adus educația aici. Cu cât ești mai prost, cu atât ești mai ușor de manipulat. Asta este realitatea. Suntem un popor care își lasă copiii fără educație. Un popor fără valori, fără principii, fără dorința de a face performanță. Nu ne mai dorim să fim cu adevărat buni. Ne dorim atenție cu orice preț, câștiguri rapide prin orice mijloace. Ne dorim să fim bombardieri și coarde. Ne dorim lucruri cu care să ne dăm mari în fața celor ce nu au și mai ales să moară capra vecinului. Suntem Actalent și Dan Mocanu. Suntem Jador, Costi și toți tiriplicii care vor să facă featuri cu ei și cu maneliști ca să se vadă în trending. Suntem manelele și mizeriile trap cu versuri de oligofren din trending. Suntem un popor cu 50% analfabeți funcționali. Ăștia suntem. Ăsta ne este nivelul, a scris Zhao, un artist român. Vezi aici răspunsul lui Actalent.